Bună ziua, bună ziua, bună seara, dragii mei, gemeni, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, sunt Tarotela cu etalarea pentru noiembrie, un pic în întârziere, dar nu chiar atât de mult. Oricum, mai sunt destule zile din lună, în care puteți și luna următoare, evident că știți că etalările pot să rezoneze mai mult timp decât o lună. Cum se zice, timpul este fluid. Seria mesajelor de la îngeri, ați primit, dragii mei, gemeni, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, eventual în gemeni, depinde în ce casă aveți, ați primit un mesaj, o nouă dragoste. Acum, noua aceasta dragoste v-am spus-o de mai multe ori că poate să însemne o nouă dragoste pentru voi. Trebuie să îmbrățișați oportunități, chiar o nouă dragoste poate să fie o oportunitate la locul de muncă în care puteți să prosperați într-o direcție pe care n-ați anticipat-o. Eventual puteți să aveți o creștere spirituală, profesională în această nouă dragoste, nou proiect, nouă oportunitate. Totul are un motiv și are un anotimp de creștere. Această nouă dragoste este un început într-o privință, un început benefic pe care, dacă îl explorați cu înțelepciune, puteți să îl transformați într-un beneficiu special. Încercați să îmbrățișați lucrurile noi cu entuziasm și să vă împământeniți totuși, să nu vă îndepărtați de esența voastră, chiar dacă este o chestiune nouă. Repet, poate să fie o oportunitate, poate să fie cineva, pur și simplu un personaj nou, o nouă prietenie, nu neapărat nouă dragoste. Nu vă aruncați, nu să ziceți, oh, vai, el a zis nouă dragoste. Nu, poate să fie un nou personaj, o cunoștință, o oportunitate, o situație, ceva nou. Dar pentru că este dragoste, îmbrățișați-l cu dragoste ca să-l și transformați. Cum am spus și la titlul de la etalarea pentru Taur, dragostea ne transformă, alegerile ne schimbă, dragostea ne transformă și atunci îmbrățișați noutățile cu dragoste ca să vă transformați în bine. Sper că am fost coerentă, cât de cât. Uneori sunt, altor nu sunt, depinde cum bate vântul și cum sunt și planetele. Din seria aceasta de cărți a venit de câteva ori 5 de cupe, 7 de apă, 5 de apă, 7 de apă, o situație emoțională la care o fantezie, o poveste idealistă, o poveste la care ați visat foarte mult sau vă place să visați și totuși o stare de regret a fost în acel context. Ori un semn de apă are, ia uite, are niște regrete sau a visat la voi, rămâne de văzut. E o situație emoțională în care și visați și plângeți. Însă mesajul principal este destinul. Și la capătul setului de cărți, cunoașterea. Cunoașterea care ține de Mercur. Voi care sunteți guvernați, așa se zice în astrologia aceasta clasică pe care o știm noi, sunteți guvernați de Mercur. Trebuie să învățați. Trebuie să citiți despre destin, să vă înțelegeți destinul, eventual să citiți despre destinul vostru. Și nu doar să citiți. În acest moment, această carte poate să-mi sugereze și un jurnal. Puteți să vă scrieți într-un jurnal, în mai multe, că sunt mai multe, da? Mai multe cărți, mai multe jurnale, să vă analizați etapele vieții și să vedeți, de fapt, unde v-a dus destinul. La un moment dat, trebuie să vă păstrați puritatea pe această cale a destinului, este o fecioară. Trebuie să păstrați puritatea și totuși să vă păstrați și pasiunea și puterea de a vă transforma, de a deveni eroul vieții voastre și de a rămâne și împământeniți și emoțional. Chiar dacă sunteți semn de aer, rămâne să vă explorați toate celelalte aspecte ale voastre, pământ, aer, apă, foc, da? Pentru că de-a lungul destinului trebuie să le experimentăm pe toate.
Destin în acest moment, rămâne de văzut ce mai apare, o poveste de destin. Toate poveștile sunt de destin, însă unele ne îndepărtează de calea noastră, altele ne aduc mai aproape și ne îndepărtează cu un scop. Încercați să nu mai vedeți cu ochii rațiunii, ci cu intuiția, să anticipați lucrurile, să vedeți unde vă puteți duce în momentul în care îmbrățișați niște oportunități, că tot am vorbit de nouă dragoste, de noi oportunități într-o direcție. Dar ca să înțelegeți lucrurile, trebuie să aveți o oarecare cunoaștere, trebuie să vă dați voie să vă transformați, să transformare, vă și aici, în aceste sticluțe, transformare, să vă alchimizați într-un fel sau altul. Există o tentație în calea voastră și aici este un semn de întrebare. Haideți să vedem ce alte cărți mai apar și cum legăm mesajele care au fost mai devreme de cele care vor veni. Dacă se vor lega într-un fel sau dacă reușesc eu să le leg, dacă le găsiți voi un scop sau un sens. Gemenul, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemeni, noiembrie 2020. Ia uite, temperanța. Temperați-vă, este și un săgetător. Într-un fel sau altul, sau un aspect în săgetător, aspect în casa voastră a șaptea. Însă temperați-vă, pentru că destinul vă cere temperanță, echilibru, curățare energetică și așa mai departe. Cavalerul de bâte, 8 de bâte. Ce de bâte, valetul de bâte. Măi, dacă tă pasiune. 3 de spade. A fost pasiune, dar s-a lăsat cu, am zis mai devreme, s-a lăsat cu lacrimi. A fost o fantezie frumoasă din partea unora, o iluzie. Ia uite, regina de bâte care apare și aici. Interesant. Nu este, ba? Nu e regina, este valetul. Valetul de bâte apare de două ori, eroul. Rămâne să vedem cum se așează și restul cărților. Da. Ce frumos. Ce frumoasă e cartea asta. Ce mai frumoasă. Ce drăguț. Da. La capătul setului de cărți. A vrut să se arate o nouă dragoste. Ia uite cum s-a arătat o nouă dragoste. Dar repet, de câte ori pot, este dragoste față de voi, este vindecare, poate să fie oportunitate la locul de muncă, nu musa e dragoste, o prietenie, că și prietenia este o formă de dragoste. Este ceva foarte frumos, copleșitor. La locul de muncă am zis 8 de monede pentru unii, al vostru sau al lor. Iar o fantezie, iar a vrut să se arate 7 de apă, am vorbit de el. Și totuși, ce frumos, interesant, asul de monede apare și aici, într-o formă sau alta, l-am mai văzut și mai devreme. Asul de monede vă poate duce către destinul vostru într-un mod practic și asul de cupe ține tot de destinul vostru, dar asul de monede îl materializează, îl împlinește. Dar pentru asta trebuie să munciți, să alegeți oportunități. Am zis de oportunități, da, sunt multe oportunități, însă una este cu totul și cu totul specială. Una este cu totul și cu totul specială. Și pentru aceasta trebuie să munciți foarte mult. Aceasta vă va transforma. Da, am zis mai, repet, nu știu de ce se leagă. Poate aveți planete în Taur, că tot apare Taur într-o formă sau alta aici în cărțile voastre. Poate aveți acolo planete în Taur. Am zis alegerile. Alegerile ne schimbă, însă dragostea sau lucrurile pe care le facem cu dragoste, cu pasiune, ne transformă. 8 de transformare. Dar, repet, ca să ajungeți la transformare, trebuie să vă implicați practic asul de monede. Trebuie să vă implicați practic în această transformare și împlinirea visurilor. Că asta face, e interesant, este un sextil între Saturn, așa văd acum, și Neptun. Aici este un Neptun, da? Visurile voastre, idealurile voastre. Unii dintre voi trebuie să luptați pentru idealurile voastre dacă vreți să împliniți destinul mai repede, eventual, că el, în general, destinul se împlinește într-o formă sau alta. Sau să-l împliniți în viața asta.
Central aveți Cavalerul de Bâten. Central, multă pasiune. O aventură pentru unii. O aventură pentru că aveți și cavalerul, aveți și valetul. Clar. Și aveți în poziția fricilor și asul de bâte. Clar, o aventură pentru unii. Însă, o aventură foarte posibil pentru unii la distanță cu 8 de spade ca și provocare, care v-a creat o dezamăgire. Însă trebuie să vă regăsiți încrederea în voi, regina de bâte, și să creșteți, să vă concentrați pe frumusețea voastră, pe împlinirea destinului, pe cunoaștere, pe acumularea unor cunoștințe foarte necesare, da? Transformării voastre, transformării voastre în eroul vieții voastre. Multe cărți, semne de foc, berbec, leu, săgetător, semn de aer destul de puțin, voi dezamăgiți, răniți, eventual, semn balanță, să zicem, balanță și taur și poate scorpion, poate pești, da? Poate și rac pentru unii. Destul de puțin pământ, există și acesta într-o formă sau alta. Am scăpat de aceste detalii. Acum să ne concentrăm pe alte mesaje. Am văzut nouă dragoste. Apare și aici nouă dragoste, asul de cupe, apare și asul de monede. Și în poziția fricilor apare acest al treilea as, asul de bâte. Și cu cavalerul, și valetul de bâte, clar sunt niște energii destul de tinere, să zicem, oportunități care vă pot ajuta să explorați zone pe care nu le-ați mai explorat. Aici este provocarea, comunicarea. Cavalerul de bâte merge până foarte departe. Probabil unii dintre voi sunteți la distanță unul de celălalt. Dacă este pasiune, foarte posibil să fiți la distanță și această distanță să vă pună pe jar și să vă rănească pentru unii. Pentru alții, comunicarea. Comunicarea asta care, nu zic că nu există, dar și apare 8 de bâte, este intensă, este creativă, este cuceritoare, însă distanța asta care este între voi este cea care trebuie cucerită într-un fel sau altul. Pentru că acest cavaler de bâte este un cuceritor într-un fel sau altul. Trebuie să depășiți această supărare care v-a rănit inima, v-a întunecat viața la un moment dat și să mergeți către destinul vostru. Eventual, dacă voi sunteți aici, în această energie plină de pasiune, încercați să vă maturizați, să vă găsiți echilibru din cei care erați foarte atrași de ceva anume, dacă sunteți voi, fiți o leacă mai stabili și concentrați-vă această energie extrem de focoasă, concentrați-o pe ceva creativ. Creați! Aveți și împărăteasa și regina de bâte, varianta ei bună, este o întreprinzătoare, este o ființă creativă, plină de imaginație. Creați ceva! Un cântec, o poezie, ceva frumos din focul acesta care se arată aici. Destul de... intens. Asta pentru că am senzația că pasiunea care a fost, dacă ați fost într-o relație cu un semn de foc, dacă ați fost în relație cu un semn de foc, aveți o dezamăgire, aveți o supărare pe suflet în această relație. Poate acest semn de foc nu fi fost suficient de matur, este foarte posibil. Poate v-a cucerit cu regina de bâte, este o cuceritoare și cavalerul de bâte la fel. Deci cuceritorul și seducătoarea. Da, cuceritorul și seducătoarea, clar.
Posibil să fiți voi foarte seducător într-un fel sau altul, celălalt să aibă și el calități, că de multe ori întâlnim oameni care ne oglindesc într-o formă sau alta, da? Și s-a născut această comunicare și această scânteie între voi, care a crescut până va consuma, să zic, într-un fel sau altul. Pentru că aveți totuși o energie tristă în trecutul apropiat. Trei de spade. Voi supărați. Poate acest semn de foc să fi fost imatur. Dacă a fost imatur cu valetul și cavalerul de bâte, păstrați-vă voi maturitatea și încercați să abordați această poveste de dragoste dintr-o altă perspectivă. Asta pentru că în poziția fricilor totuși, în poziția fricilor apare acest as de bâte. Ar putea să fie acest semn de foc care este în poziția fricilor. Și atunci de aia zic, dacă ei au fost imaturi, dacă situația v-a pus undeva la distanță, dacă comunicarea între voi a fost imatură, pentru că sunt multe posibilități, păstrați-vă, transformați-vă voi, cum am zis, în ființe creative și mature și lucrați, câștigați-vă încrederea și lucrați înspre creșterea voastră spirituală. Asta pentru că în viitor îndepărtați aveți împărăteasa. Foarte posibil, mare, mare grijă. Dacă nu vreți un copil cu acest as de bâte în poziția fricilor, pentru că e un simbol falic clar și împărăteasa care reprezintă mama în viitorul apropiat și în poziția dorințelor, soarele, copilul, unii dintre voi posibil vă doriți un copil. Dacă vă doriți copilul, ok, lăsați-l să vină. Dacă nu vă doriți că e în poziția fricilor, dacă nu vă doriți o aventură, vedeți cum transformați această poveste de dragoste. Pentru că aceasta este cartea aventurilor. Și valetul, repet, de câte ori pot, nu știu câte forme, valetul și cavalerul sunt aventuroși. Dacă nu vreți o aventură, transformați lucrurile, încercați să vă păstrați echilibru și să vă concentrați pe destinul vostru, pe creșterea voastră. În poziția, e o energie destul de intensă, unii cred că sunteți foarte îndrăgostiți totuși. Și totuși e o contradicție aici. Sfatul este turnul. Lăsați lucrurile să se dărâme. Probabil că ține de o construcție veche. Pentru unii, energia care vă influențează, energia exterioară, este ori un semn de pământ, ori tradiția, cultura, familia în care v-ați născut sau o familie pe care deja aveți o relație de lungă durată. Aceasta vă influențează. Însă, cu acest turn ca și sfat, se pare că trebuie transformată. Și se transformă prin aceste noi oportunități. Asul de bâte, asul de cupe în primul rând, da? Asul de monede, l-am văzut și mai devreme, nu-l mai arăt, da? Sunt vreo trei ași. Aveți împărăteasa și soarele. Aveți potențial de creștere. Vă doriți, evident, soare, trezire. Să vă bucurați de viață, de sexualitatea voastră, să depășiți dezamăgirile. Vreți să mergeți înainte. Vreți să mergeți înainte. Acum depinde cum pășiți, pentru că aveți totuși un sfat. Pășiți cu o doză de înțelepciune, de cunoaștere. Că dacă nu aveți așa ceva, vă îndepărtați de destin. Nu degeaba au venit mesajele. Destinul și cunoașterea. Intrați pe o altă energie, îndepărtați-vă de valet și de cavaler ca și energie și încercați să mergeți către trezirea voastră, către Venus, varianta generoasă a voastră creativă. Toate trei sunt creative. Trebuie, eu așa simt că trebuie și cu asul de bâte totuși e o oportunitate de care vă e teamă. Dacă e un proiect, să nu vă fie teamă. Îmbrățișați-l cu încredere, pentru că puteți să faceți foarte mult. Aveți un potențial deosebit. Aveți un potențial deosebit. Ce vă doriți? Am zis, soarele, vă doriți, ce-și dorește toată lumea? Fericire maximă și normal și îmi dorește toată lumea, ne dorim, toți ne dorim așa ceva, soarele, trezire, copilărie, copilul interior să trăiască, să vă bucurați de viață, de pasiune, de sexualitate, de flori, de aer, de
de Dumnezeu, să aveți încredere, vreți să aveți încredere că destinul este acesta și că vă duce către creștere, da? Către împărăteasă, către abundență. Asta vă doriți. Și totuși aveți o oarecare de teamă de acest as de bâte. Poate să fie cineva în semnul berbecului, că e prima zodie, să zicem. Poate să fie oricine în semn de foc. Dar apare și în poziția fricilor, și în poziția foc, apare și în poziția dorințelor. Deci, e o atracție și o repulsie în același timp. Pot să fie două personaje diferite pentru unii. Poate să fie același personaj diferit, care într-un fel sau altul vă transformă viața, dacă această transformare este marcată de un Uranus sau de un Pluto, mai degrabă Uranus, evident că simțiți și atracție și repulsie, evident. Dar, repet, pot să fie două personaje diferite. Dacă sunteți doamne, eu așa vă văd, regine de bâte, în prezent, cuceritoare, mai ales ce planete sunt acum. Rămâne de văzut ce planete aveți voi în harta voastră natală. Însă, plină de farmec, deschise și... cu energie care atrage. Încerc să-mi aleg cuvintele ca să nu creez cine știe ce impresii greșite. Cavalerul de bâte, simt că ar putea să fie alt personaj, da? Varianta masculină și varianta feminină. Dacă varianta masculină este aici, cavalerul, e o leacă mai imatur, repet. Și dacă e imatur, tratați-l, puneți-l să lupte. Puneți-l să lupte. Dacă este un domn care încearcă să vă cucerească, nu vorbesc de zodii musai de foc, dacă este un domn care încearcă să vă cucerească, puneți-l să lupte, pentru că acest cavaler, dacă îi este îngăduit prea mult din prima, s-ar putea să plece și atunci să aveți parte de dezamăgiri. Dacă îl puneți să lupte, că aici este provocarea, să vină de mai multe ori, să se străduie să vă cucerească, nu din prima să vă cucerească, să se lupte. Ce să mai? Să se lupte. Puneți-l să se lupte pentru voi și atunci aveți parte de creștere. Atunci vă puteți bucura de o relație echilibrată în care cât oferă unul, primește și celălalt. O relație emoțională, satisfăcătoare. Oricum, simțiți că... Mă auziți? Simțiți că... vă cunoașteți, că vă simțiți, că este o relație de destin. Dar, repet, intrați pe zona cunoașterii, încercați un pic de psihanaliză, psihologie a voastră și a partenerului vostru, ca să puteți să vă bucurați de această abundență. Și, repet, pentru unele, doamne, dacă vreți să faceți copii în această perioadă... ce pot să zic? Este alegerea voastră, deși e o situație foarte neplăcută la nivel mondial. Dacă nu, feriți-vă, pentru că există acest potențial cu soarele în poziția dorințelor și asul de bâte în poziția fricilor și mama în viitor. Da, acum mama în viitor poate să fie un viitor îndepărtat. Puteți să fiți mame eventual după ce ne eliberăm de pandemie, da? Plandemie. În fine, acționați în cunoaștere, ca să puteți să vă împliniți acest destin. Păstrați-vă puritatea și revin la mesajele inițiale, emoțiile profunde, consilierul, cavalerul de cupe și șase de cupe, o relație, ca să construiți o relație emoțională profundă și păstrați-vă și pasiunea ca să deveniți eroul vieții voastre, pentru că se pot împlini toate. Și, evident, împământeniți-vă, regina de pământ, împământeniți-vă.
Apar cărți foarte frumoase, pline de culoare și de încredere și sunt foarte curioasă ce mesaje voi primi și de la voi. Simt că o să puteți să vindecați cu acest as de cupe, o să vindecați inimioara, muncind pentru împlinirea visurilor voastre. Și acest vis ar fi împărăteasa și soarele. Să vă bucurați de energia voastră divină, feminină, să creșteți în acest sens. Mai, sper că înțelegeți, da? Da, sigur că înțelegeți. Din seria cărților intime, a vrut să se arate la un moment dat, a sărit îndrăgostiții, dar a venit invers. Probabil că unii dintre voi ați făcut deja o alegere și este minunat. Dacă ați făcut alegerea bună, alegerea care vă duce mai aproape de destinul vostru, este minunat. Dacă nu ați făcut-o, urmează să o faceți. În timp ce am amestecat, am mai vrut să se arate regele de spade. Semn de aer, poate un alt semn de aer, care suferă pentru voi, foarte posibil. Dacă ați fost într-un cuplu aer-aer, posibil celălalt semn de aer să sufere pentru voi. Sau, poate voi ați suferit pentru ei și uite așa vă schimbați un pic energia cu altfel de oameni, cu altfel de oportunități. Semnul de aer care aici așa arată în această carte, care nu se implică emoțional în relațiile intime și care o fi scăpat un pic și pe lângă relație. Foarte posibil. Foarte posibil. Și dacă nu-i semn de aer, este un personaj pe care îl știți în viața voastră, care în momentele intime nu se implica emoțional. Nu cred că sunteți voi, pentru că vouă va apărut altceva. Iau de faetonul, semnul racului, pentru unii. Geme, asta. Oh. Marele preot și 6 de bâte. Ia uite. La capătul setului de cărți, 8 de spade, pe care l-am văzut oarecum. Și un pic, l-am văzut și aici, 8 de spade. Această relație despre care am vorbit, foarte profundă, foarte plină de pasiune, vă pune într-o situație foarte neplăcută. Probabil că unii sunteți căsătoriți, că apare energie externă, familia pentru mine, care într-un fel sau altul se dărâmă, sau o relație de lungă durată. Familia apare și aici, marele preot. Da? Se dărâmă situația pentru că voi simțiți foarte multe pentru altcineva și faptul că e atât de minunat vă dă dureri de cap, vă pune să vă abțineți odată, de două ori, de trei ori, depinde de câte ori puteți, rămâne de văzut de câte ori puteți. Și să fiți oarecum defensiv, posibil un semn de foc, totuși să se lupte sau cineva cu marcaj în semn de foc și trebuie iar să alegeți mai încolo, rămâne de văzut cum vor fi și etalele următoare. Trec dintr-una într-alta, dar pentru voi cu aspect în gemeni v-ați obișnuit că și voi, că și eu am Marte în gemeni și din acest motiv am stilul ăsta. Deci vă abțineți și totuși trebuie să vă temperați. Pentru că ați suferit 3 de spade, da? 10 de spade, ați suferit într-o relație care nu v-a adus satisfacție, da? Și aici este, dați-vă timp să vă vindecați, cine vine să vă cucerească, dați-le timp să vă cucerească. Chiar dacă poate în sinea voastră simțiți că v-a cucerit din prima, puneți-i să muncească. Și da, evident, până atunci trebuie să vă mai abțineți, dar această abținere vă și ajută să vă echilibrați emoțional, să vedeți de fapt cât merită, cât nu merită. Oricum, din punct de vedere intim, vreți să explorați zone pe care nu le-ați mai explorat, trebuie să alegeți, că și faetonul alegeți, să alegeți destinul, calea, personajul care vă duce mai aproape de un alt fel de destin eventual. Destinul se poate schimba, nu este unic, în funcție de alegerile pe care le facem. Da, aveți nevoie de cunoaștere. Și în primul și în primul rând, dragii mei, revin iar la primul, da? Cunoaștere față de voi înșivă, de-aia am vorbit de jurnal, încercați să vă cunoașteți ca să vedeți ce manifestați. Uitați, e o energie în palma acestui personaj. Da? Central aveți marele preot.
un profesor spiritual pentru unii, față de care aveți o atracție deosebită. Poate să însemne foarte mult, dar asta e, ne mai îndrăgostim și de profesorii noștri spirituali uneori. Trecând peste asta, am zis clar că există un personaj căsătorit voi sau ei, sau poate amândoi sunteți. Fiți atenți că dacă este cineva căsătorit, această regină de bâte poate să fie o energie, regina de bâte, semn de foc în mod special, dar nu obligatoriu, este o persoană geloasă. Dacă cineva înșeală un personaj care e reprezentat de această energie, începe să resimtă gelozia. Regina de bute poate să fie foarte agresivă. Ar fi trebuit să clarific, dar așa simt acum să vă transmit. Ca să-și păstreze relația familia. Iar, aveți grijă, șase de bâte de obicei înseamnă victorie, da? Faptul că ce bucuros este personajul care a reușit să atingă pe doamnă. Chiar și așa, o mică atingere, dar la punctele esențiale. Și totuși, doamna iar, plină de farmec, focoasă, atrage pe toată lumea, nu doar acest personaj. Însă, cartea a venit oarecum pe orizontal. Este o victorie, nevictorie. Pe de-o parte vă bucurați această relație, dar aveți multe obstacole. Lucruri care se dărâmă. Și se dărâmă cu un scop. Acum, dacă voi lăsa să se dărâme, este alegerea voastră, vă duce către un alt destin, repet. Și sunteți determinați cu acest faeton. Sunteți determinați să mergeți, însă rămâne de văzut în ce direcție. Sunt doi tauri care trag la acest car, da? Unul într-o direcție, altul în altă direcție. Mare grijă. Alege să rămâneți în căsătorie sau alegeți sau în relația stabilă sau alegeți în direcția opusă. Destinul ne-l facem noi, dragii noștri. Adesea ne-l facem noi, însă trebuie să avem o oarecare cunoaștere, măcar să ne cunoaștem pe noi, să cunoaștem ce vrem de la viață, ce ne aduce cele mai mari satisfacții. O relație stabilă, plictisitoare, adesea, cu multe compromisuri, sau o relație pasională care ne poate crește în direcții pe care nici nu le-am anticipat, da? Care ne poate trezi soarele, credință. Adică, puteți să aveți o aventură, aventura vieții voastre, da? Să deveniți eroul vieții voastre și să vă păstrați puritatea. Faptul că ieșiți, eu nu judec pe nimeni, faptul că ieșiți dintr-o relație de lungă durată în care poate v-ați compromis, în care poate v-ați pierdut, iau, te trei de spade, încrederea, în care lucrurile n-au fost așa de faine cum ar putea să se manifeste aici, înseamnă că dacă ați trecut prin așa ceva, nimeni nu vă poate condamna că vă puteți îndrăgosti de profesorul vostru spiritual sau de oricine altcineva care are această putere de a vă schimba destinul. În fine, nu știu de ce, am senzația că vorbesc un pic cam ciudat la etalarea voastră față de alte etalări. Deși cărțile sunt foarte frumoase, este o oarecare o situație oarecum confuză, pentru că sunt și energii frumoase, sunt și energii stresante, blocante. Și turnul ăsta care, da, dărâmă o construcție veche, dar poate să aducă și trezirea pe care vă doriți, și fericirea, eliberarea. Asta e. Aș putea să văd ce titlu o să dau, deși se potrivește și titlul de la Tauri, vi se potrivește și vouă. Oricum, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și bucurați-vă de focul acesta pe care îl simțiți în jurul vostru, în sufletul vostru, și manifestați ceva creativ, cum am zis mai devreme. Vă pup! Pa, pa!